Bună seara! Ia mâna de pe tastatură, nu mai faci nimic și ascultă acest videoclip. Inclusiv dă un like și un subscribe. Astăzi o să citim Alibaba și cei 40 de hoți. În episodul trecut v-am zis că are 8 pagini și asta este într-adevăr adevărat. Nu mai zic și titlul, deja știți. Hai să începem. Spune o legendă că în Orient trăiau doi frați, Casim și Alibaba. Casim se căsătorise cu o văduvă bogată și își deschise un magazin. Alibaba luase o fată săracă și își petrecea timpul tăind lemne. Într-una din zile, când se afla în pădure, Alibaba auzi un grup de oameni care se apropiau o cărare. Se ascunse repede și văzu cu surprindere cum șeful se desprinse de ceilalți. Se așeză în fața unei stânci și strigă: Sesam, deschide-te! Deodată, o piatră se roti și lăsă să se vadă o peșteră. Unul câte unul intră cu toții. Alibaba îi numără, erau 40. Apoi șeful strigă: Sesam, închide-te! Piatra se roti acum în sens invers și închise gura a peșterii. Alibaba avea impresia că visase, dar la puțin timp după aceea piatra se roti din nou și bărbații ieșiră. Șeful strigă din nou: O, peștera se închise și se îndreptară toți în galop. Alibaba se duse apoi în fața stâncii și strigă: Sesam, deschide-te! Nu mică îi fu surpriza când văzu că piatra ascultă și de el. Cu teamă, bărbatul intră și rămase fără grai. În fața sa, azi se întindeau bogații imense, cufere pline cu pietre prețioase, lăzi și saci cu monede de aur, nestemate, covoare și multe altele. Alibaba se gândise că cei 40 erau hoți, iar acolo țineau prada vrată. Bărbatul nu rezistă tentației și își aduse măgarii și îi încărcă cu o parte din bogății. Apoi ieși strigând: Sesam, închide-te! Piatra acoperi și de data aceasta a intrarea, iar el plecă. Întors acasă, el îi povesti nevestei tot ce se întâmplase, iar aceasta se bucură nespus. După aceea îi spuse și lui Casim, deoarece nu aveau secrete unul față de celălalt. Auzind așa minunăție, fratele dori să meargă la peșteră și luă cu el și 10 măgari pentru a putea căra mai multe băgățini. Ajuns acolo, spuse cuvintele magice: Intră, încarcă măgarii, dar
când să iasă, nu mai știu ce are de zis. Țipă disperat, dar nu se întâmplă nimic. Văzând că soțul nu îi se întoarce, nevasta alergă într-un suflet la frate. Fratele acestuia. Și de acolo, la peșteră, când ajunseră, fură îngroziți, ca simt fusese se omorât. Iar bogățiile dispăruseră. Trist, Ali Baba își puse fratele pe un măgar și plecă cară spre casă. Pentru ca nimeni să nu afle, Ali Baba ceru ajutorul servitoarei sale, care era cea mai isteață femeie din oraș. Femeia chemă un prieten ca să se ocupe de rănile pe care le căpătase Casim. Și îl plăti să nu se ufle niciodată vorba. Apoi trecu cu pe la farmacie, spunând despre Casimir că este bolnav. Astfel, a doua zi, când se află despre moartea lui, nimănui nu-i se păru ciudat. Între timp, hoții se întoarseră la peșteră, dar nu o găsiră nici urmă de cel omorât. Își dădură seama că există cineva care le cunoaște secretul. Erau nevoiți să-l găsească. Cum șeful hoților îl cunoștea pe cel ce discursuse rănile lui Casim, totul fu aflat imediat. Inclusiv locul unde stătea Ali Baba. Mă voi deghiza în negustor și voi duce 40 de vase în acea casă. Într-unul va fi ulei, iar în celelalte voi. Și de ce aveam nevoie de ulei, dar în fine, era pagina și acum trecem la următoare. Zis și făcut. În acea noapte, șeful hoților ajunse la casa lui Ali Baba pentru a-i oferi ulei. Îți mulțumesc, dar nu am nevoie de ulei, spuse bărbatul. Măcar lasă-mă să dorm aici la noapte, îl rugă hoțul. Ali Baba era primitor, așa că se lăsă convins. Apoi făcu loc în curte e celor 40 de vase. Ceva mai târziu, servitoarea a avut nevoie de ulei pentru lampă și, cum nu găsi bucătărie, căută în vasele cele mari. Era foarte curioasă dacă acestea erau pline, așa că dădu cu piciorul într-unul. Dinăuntru se auzi o voce. E deja timpul? Fiind isteață, femeia își dădu seama rapid ce se întâmplă și spuse, nu, încă nu, mai așteaptă. Poveste super interesantă. Mai doar pagina. Procedă la fel și cu celelalte și observă că în fiecare se ascundea câte un hoț, mai puțin în unul. Apoi se gândi să fiarbă uleiul și să-l toarne peste hoți. Pe la mijlocul nopții, când toți dormeau, falsul negustor se duse la vasele din curte, dar își găsi tovarăși morți. Vru imediat să fugă, dar servitoarea îl
prevenise deja pe Alibaba, care îl reținu cu ajutorul vecinilor. Reușiră apoi îi să-l facă să spună unde se găseau bogățiile și le împărțiră celor săraci. Aceasta a fost povestea și mi-a plăcut. Cred că să mai citesc o dată. Cred, nu sunt sigură. Și o să ne vedem în episodul viitor cu o nouă poveste. Episodul ăsta cred că a fost un pic mai lung. Da, a avut 8 pagini. Pentru că 41 minus 33 face 8. Ok, data viitoare o să citesc pe asta. Prințul și păianjenul se numește. Ne vedem în următorul videoclip. Noapte bună!